Mihai Jorca și Andreea Ghelasim, colegii noștri care prezintă rubrica Meteo, au o pasiune. Călătoriile, respectiv mâncarea, și să ne dea niște sfaturi utile, zic, nu? Bine, eu cred că Mihai are în special pasiunea călătoriilor, da? El e cu călătoriile și Andreea cu mâncarea, de fapt. Dar Andreea este și ea cu călătoriile. Dar și nu știu cum face atât de bine, atât de bine cât le îmbină. Ai văzut-o la Paris cu umbreluța pe Champs-Élysées? Da. Interesant. Hai să vedem. În zilele viitoare, vremea pe continent va fi destul de bună, iar temperaturile vor începe să crească. La noi, în țară, spre exemplu, vom avea maxime de 31-32 de grade. Lucru foarte important, Roze, dacă plecăm într-o călătorie, așa-i? E cel mai important. Trebuie să știi cum e vremea în vacanță. Bă, ăsta este elementul care poate să-ți ridice sau, din contră, să-ți îngroape o vacanță. Și atunci cum procedăm? Ne uităm pe prognoză înainte cu cât știi timp? Cum e aici? E și chestiune de noroc. Pentru că în momentul când tu îți faci o rezervare pentru vacanță, n-ai cum să știi cum va fi vremea peste o lună, peste două luni. Știi cum e? Mai ține și de sufletul omului. Sufletul omului. Atunci te întreb altceva. Care este țara ta preferată? Țara mea preferată e undeva mai în nord, acolo. Se vede doar jumătate din ea, Suedia. E, vezi? Ăsta e unul dintre lucrurile preferate ale suedezilor. Să stea în natură, exact cum stăm noi acum. Te duci în capitala Stockholm, îți iei o păturică, îți iei o sticlă de cidru, îți iei ceva dulce și stai pe marginea lacului. Mă rog, n-avem lac aici, dar știi cum e. Ne descurcăm ce avem. Suntem în Suedia, dar cred că am putea face să pară chestia asta, dacă găsim un cadru frumos, nu? Știi cum e, fotografia cea mai bună. Știi cum e, că o fotografie spune cât 1000 de cuvinte. Zise bloggerul nostru de călătorii preferat. Dar noi vrem să știm concret ce trebuie să facem într-o vacanță instagramabilă. Este foarte important să te documentezi în momentul în care pleci în vacanță. Acum, dacă intri, nu știu, pe Instagram, să zicem, și cauți o anumită pagină a oficiului turist din oraș respectiv, din țara respectivă, automat vezi care sunt zonele cele mai interesante. Și dacă vrem să ducem pasiunea pentru călătorii la un alt nivel? E foarte important să știi ce fel de blog urmează să-ți faci, ce-ți dorești. E foarte important să fii nișat, e foarte important, nu știu, tu, spre exemplu, să te duci în toate țările Europei și să te îmbraci într-o rochiță cu buline și să te urci în cel mai înalt turn din locul respectiv. Mihai plusează cu câteva sfaturi. E ușor să găsești un cadru perfect. Știi cum e? Poate nu este cel mai relevant din locul respectiv, dar dacă vrei să găsești un cadru foarte bun, uite, putem să facem o încercare. Uite, avem un căpăcel. Important este să încerci să ai întotdeauna un cadru foarte larg. Dacă ai un cadru mai larg, din cadrul respectiv poți să decupezi exact bucata de care ai nevoie. Desigur, am modificat puțin luminozitatea, contrastul, saturația și am dat peste o poză cu mâncare. Mihai, asta nu e a ta. Spune-mi ce e cel mai important la o postare care include un preparat în ea. Păi cred că plating-ul, pentru că se spune că mâncăm întâi cu ochii, cred că ai auzit și tu expresia și poate să ne o confirme și Radu, nu-i așa? Da. Dar pentru ca poza să iasă perfect, vă zic eu, culoarea e cea mai importantă. Rose, avem creveții, avem și telefonul, pentru că este foarte important. Hai să încercăm să facem poza. Eu zic că aici e lumina bună. Să vedem ce ne iese. Parcă totuși ne mai trebuie ceva, știi? Să nu fie doar farfuria. Credeți că asta vă ajută? Da. Doamne, Radu! Nu sunt cunoscătoare, dar mie mi se pare foarte interesant cum se uită creveții ăștia la noi. Și e și foarte sugestiv. Care e primul pas să-l facem pe acest micuț vedetă? Păi o să edităm un pic poza, o să umblăm la contrast, la luminozitate și poate îi punem și un efect. Cu toate că imaginea atrage cu 94% mai multe vizualizări, descrierea unei poze sau scrierea unui articol nu ar trebui să fie neglijată. Și niște hashtag-uri, nu? Pentru că, da, fără hashtag-uri... Care sunt cele mai folosite, apropo de hashtag-uri? Păi, hashtag-urile sunt mai mult în engleză, așa că o să folosim foarte mult tot ce înseamnă food. Astfel, zilnic sunt postate aproximativ 2 milioane de articole. 6,7 milioane de oameni postează pe blog, în timp ce 12 milioane scriu prin intermediul rețelelor de socializare, așa cum am făcut și noi astăzi.